Victoria cu 4-2 obținută de FC Argeș în deplasarea de la Chindia Târgoviște i-a mulțumit atât pe suporterii alfioleți, cât și pe conducătorii clubului din Trivale. Consilierul local Cristian Gentea, cel care este și președintele Consiliului de Administrație al grupării din Trivale, a ținut în mod public să felicite echipa și staful tehnic după acest succes important. Echipa a făcut un joc foarte bun și a obținut o victorie foarte importantă pentru economia clasamentului. Îmi doresc ca și de acum încolo să avem evoluții la fel de bune, precum cea din partida cu Chindia Târgoviște. În numele Consiliului de Administrație vreau să-i felicit pe jucători pentru evoluția din acest meci, dar și staful tehnic pentru modul în care a pregătit partida. Vom face tot posibilul ca FC Argeș să ajungă într-un timp cât mai scurt acolo unde este locul, în Liga 1, a spus Cristian Gentea.